Drumarii intervin în forță în stațiunea Rânca din județul Gorj. Stratul de zăpadă depășește 60 de centimetri. Este cod galben de ninsor și viscol puternic. Colega mea, Iulia Blondea, vine cu mai multe detalii. Bună dimineața, Iulia, te ascultăm! Bună dimineața, bun găsit tuturor! Este într-adevăr o intervenție în forță, pentru că ninge încă de ieri, ninge abundent, a nins toată noaptea, iar stratul de zăpadă depus, așa cum spuneai și tu, depășește 60 de centimetri. În această dimineață, cei care au noptat în stațiune și-au găsit mașinile îngropate în zăpadă. Pe drumul național 67C, mai exact, între Novaci și Rânca, dar și în stațiunea Rânca, acționează în acest moment 8 utilaje, iar alte 2 sunt pregătite să intervină în caz de nevoie. Drumarii acționează și fac un apel către șoferii care vor să viziteze această stațiune să nu se aventureze la drum dacă nu au mașina corect echipată pentru sezonul rece, și asta pentru că pericolul este unul major. Până la această oră nu au fost întâmpinate probleme, însă, așa cum vă spuneam și cum spuneai și tu, este în vigoare un cod galben de vreme severă, vizibilitatea este extrem de scăzută, vântul suflă cu putere și viscolește zăpada și, așa cum vă spuneam, autoritățile fac apel la șoferi să nu se aventureze la drum dacă nu au mașinile dotate corespunzător pentru sezonul rece.